Deci, permite aplicației să fie restartată, dar aici, la fel ca și la aplicațiile native, poți să intri oricând în setările telefonului și te duci acolo la data, clear data și s-o ras tot. Deci, exact același principiu. La fel, service worker și website-ul poate să apeleze index.gbru pentru sincronizare, să zicem. Care ar fi scopul ăsta? Să zicem că aplicația în sine are offline suport. Și odată având offline suport, tu poți să salvezi, să zicem, că nu mai are acces la internet și face niște task-uri, să zicem. Salvează niște notițe, nu știu ce, face niște chestii pe acolo. Odată ce e revenit, să salvează toate informațiile prin service worker, prin index.db, da? Și odată ce e revenit accesul la internet, se face sincronizarea asta. Și aici pot să sunt mai multe abordări legate de conflicte, dacă se suprascrie informația, nu se suprascrie. Sunt mai multe abordări, nu o să intru prea mult în detalii, ce puteți să studiați, sunt chiar interesantă cum funcționează index.db ăsta. Și acum, ca să însumăm un pic rapid despre Progressive Web Apps, scrie o dată și cam merge peste tot. Deci dacă aplicația pe care ai scris-o are, să zicem, folosește un framework de UI bun, o să știe să fie adaptabilă pentru mobile, pentru desktop și cam orice tip de browser. În principiu, o să meargă și pe Chrome, și pe Firefox, și pe whatever, n-are importanță. Ai un singur development team, dar asta e mai este general valabilă și la aplicațiile native. Poate fi limitată, într-adevăr, de ce poate să ofere web-ul. Suportul pentru apiurile web e încă în creștere. Deci, ce v-am arătat mai devreme cu lista aia, alea două liste acolo, așa. E suportată și nu e. Așa o chestie cu două tăișuri, adică încă nu avem suportul întreg. Și că, în mod, scuze că te întreb, can I use this to concrete? Da, chiar da. Acolo puteți să râde. Da, e foarte bine. Vă recomand să folosiți tool-ul ăla. Vă spune exact de ce aveți nevoie. Dacă puteți să folosiți un API sau nu. Poate fi monetizată prin payment request API sau efectiv un checkout form normal, asta dacă vă interesează chestii de genul ăsta. Și poate să ruleze pe legacy browsers, pentru că marea majoritate a progresului web apps îs bandăluite, să zic așa, prin, să zicem, nu știu, folosim Webpack sau Parcel, care au integrate chestii de genul ăsta și oferă suport, inclusiv pentru IE. Da, câte lume să și duleze chestia asta pe IE. Să fiți serioși. Să nu ne mințim. Așa. React Native Apps. Asta e un alt punct foarte interesant. Cam câți lucrați cu React Native Apps? Hai că știu că... puțin. Mă așteptam mai mult. Dar e ok, că astea sunt acum populare. Am observat foarte multă lume că lucrează cu React Native. Plecând, nu știu, ați plecat de la React? Sau ați intrat efectiv în React Native? Deci ați plecat de la React. Dar eu pot simplu. Păi da, mă gândesc că pot simplu. E simplu și de la... Da? De ce spui asta? Pentru că scrii doar JS-ul și dacă înveți limbajul care nu e complicat și S6-le e foarte isteț scurt la obiect. Dar ăsta e avantajul la S6, da. Care ajută să ai cu cineva nativ, că te-o stai deși la mai multe chestii, dar ai să fac. Eu n-am putut să trec niciodată de chestia cu stai. Asta îmi păstă Ionic. Ajungem. Așa, aici cred că sunteți de acord cu mine că înveți odată și scrii cam pentru orice. Cam ăsta e modul după care funcționează oamenii, adică ai scris un singur codebase și o să-ți fie valabil peste tot. Pentru Android, pentru iOS, se combinează și pentru Windows? Au lansat acum câteva zile chiar. Da? Bravo! Da. Folosește același design ca și React. Aici nu să ne mințim pentru că așa este. Și te lasă să construiești mai
folosim componente de la radio. Deci, pentru orice chestie o să-ți definești o componentă care e utilizabilă. Pentru asta e un... Dar asta e, una, e o chestie general valabilă și la aplicațiile hibride, o să vedeți un pic mai târziu. E cam același design pattern, să zicem. Chestia cu virtual, aia pot să zic, e o chestie care mă impresionează și care îmi lipsește de la aplicațiile hibride. Abstractizează DOM-ul în sine, React Native-ul. Bine, de fapt React-ul face chestia asta și îți dă un model de programare mult mai simplu. Mai ușor de înțeles prin abstractizarea asta. Și îți minimizează repaint-urile actualizând doar ce s-a modificat, efectiv. Deci nu trebuie să stai să te complici, să redesenezi totul, cum ar fi, să zicem, la un... Eu lucrez acum pe un proiect cu Angular 1.3. Și știu ce acolo. E horror. Da, deci ăsta e un avantaj foarte mișto care l-are React Native-ul, că nu e resource intensive. Prin abstractizarea asta și prin minimizarea de repaint-uri, ajungi să ai o aplicație foarte, foarte performantă din punctul ăsta de vedere. Ce e cu adevărat bun la aplicațiile pe React Native, ăsta e, aș zice eu, că sunt cele mai importante trei lucruri. Abstractizarea, că ai o comunitate mare în spate. Nu știu cum e situația pe chestiile native, dar mă gândesc că e cam la orice framework și la orice limbaj, ai suport cât de cât. Dar din ce am observat, pentru React Native, comunitatea din spate este foarte, foarte mare. De ce mai putem de pe am primit? Da, asta zic. Și ai nevoie. Ai developer și când aveai și când Android. Și de voi. Da, asta e avantajul la React Native, că vin cu toate părțile și te ajută așa cumva și părinții de pe nativ și de pe web. E așa o chestie, de aia zic, e printre cele mai mari comunități. Și ai flexibilitate. Da, pentru că îți permite automat scriind un singur codebase care se compilează, abstractizare, ce zic, se compilează pentru fiecare platformă, îți permite anumite lucruri, anumite libertăți, să zicem așa. Okay? Dacă credeți că ar fi, am mai putea să adăugăm aici... Da, costul. Ajunge și la costul, da, perfect, de acord. Și costul. React Native, o aplicație deschisă pe React Native, dar asta e general valabil cam peste tot. Te lasă să arăți cam cum ar trebui să arate, să zicem, un anumit feature la un anumit punct în timp. Adică tu poți să, ce înseamnă? Adică tu poți să-l modifici efectiv numai un singur element, să zicem, din aplicația. Și ăla se actualizează numai el. Și funcționează numai el. React-ul în sine o să managească toate update-urile de UI când se schimbă datele tale. Să zicem că tu ai în background faci niște request-uri odată la ceva timp și React-ul în sine o să modifice efectiv UI-ul numai pentru bucata aia care afișează datele respective. Exact ce ziceam. Deci când datele se schimbă, React-ul știe să modifice numai părțile din aplicația ta. Punct. Și asta, cum ziceam mai devreme, este un avantaj față de restul aplicațiilor. Cum o să le ia progresiv și hybrid. Practic, ce zic că e cel mai important în toată abordarea, ceea ce face React, mă rog, și altă primă. E vorba că scrierea UI-ului nu se mai face imperativ. La modul creez un container, adaugi un buton, pui label-ul cu tare, da. Se face declarativ, deci tu spui cum arată UI-ul. Exact. Poți să-l vizualizezi ca un XML, ca un JSON,
cum vrei, și îi dai starea UI-ului. Când se modifică starea, state-ul, automat se modifică UI-ul. Și în spate framework-ul rezolvă problema, dar iar în timp, U, ce va fi. Și asta e toată revoluția. Exact chestia asta cu componentele declarative, e că în React Native ai componentele încapsulate și pot fi reutilizate la nesfârșit. Deci, ți-ai declarat componenta și o folosești cât vrei. N-ai nicio problemă cu chestia asta. Nu știu, zicem că avem un, dau un exemplu absurd, poate, un tabel. Tabelul ăla, declarat ca și componentă, se încarcă niște date în el, dar știm că din backend vin datele similare ca pentru toate endpoint-urile. Și atunci putem să refolosim tot timpul componenta de tabel. Având componentele, o să fie ușor de refolosit, de testat și de separat în sine ca și concept, să zicem așa. M-am dus prea mult. Aici, așa. Avem un alt avantaj al React Native față de Progressive Web și de hibride, e că are pe React au acces mult mai facil la componentele platformei. Cum ar fi, uite, de exemplu, am dat un exemplu aici la iOS, avem UI tab bar-ul și navigation drawer-ul de la Android. Pe aplicațiile hibride și pe cele progressive, acolo este doar o simulare efectivă a componentei respective, a componentei de platformă. E o chestie de UI construită, deci e o iluzie vizuală, să zicem așa. Nu este efectiv componenta definită de către SDK-ul platformei. Asta e un aspect foarte important, pentru că când construiești o aplicație nativă, tu te folosești de SDK-ul platformei respectivă ca să construiești aplicația ta. Corect? Da. Și automat este mult mai resource efficient să te folosești de chestiile native, standarde, de componentele standard ale platformei, decât dacă simula efectiv printr-o chestie vizuală, printr-un artificiu vizual. Și sunt consistente. Deci aplicațiile pe React Native sunt consistente din punct de vedere vizual și cum interacționează userul cu el. În funcție de platforma pentru care se face build-ul. Aia e clar. Avem execuția asincronă, dar asta e general valabil și la aplicațiile progressive web și la aplicațiile hibride. Există bridge-ul ăsta între JS și nativ. Dar același lucru poate fi spus și despre aplicațiile hibride. Pentru că și acolo, teoretic, în teorie, ai un bridge din ăsta care face trecerea asta de la JS la chestiile native. O să vedem un timp mai încolo. JS-ul rulează într-adevăr în background și execuția asta asincronă în sine face aplicațiile mult, mult mai fluide și mai responsive. Dar asta, până la urmă, cum ziceam, e o chestie general valabilă. Pentru că dacă tu în aplicația ta ți-ai construit, te-ai folosit de chestii din astea, de call-uri asincrone, atunci clar o să fie responsive. O să stea user-ul până îi să încarcă toate datele și nu o să poată să facă nimic pe aplicația lui. De principiul ăsta. Pentru cei care nu știați cum funcționează, ai nevoie clar de Node și de NPM sau de Yarn, ce folosim, nu are importanță. Instalați CLI-ul de React. Na, aici, linia asta, în care ai nevoie de Xcode și de Android Studio, nu doar React Native, e la formația asta. Și aplicațiile hibride este nevoie de, ai nevoie de chestiile astea. Eu fac multă vreme cu Xcode-ul cel puțin. Cu Android Studio am observat că e mult mai simplu. Și opțional. Și opțional, exact. Dar am observat că pentru aplicațiile hibride, cel puțin când o să discutăm mai încolo despre Cordova, o să vedeți că nu sunt foarte eficiente în a buildui partea nativă care funcționează efectiv pe device. Asta mă refer strict la aplicațiile hibride. La React, acolo e altă situație. Cum
ziua de azi este foarte populară, foarte populare CLI-urile, cam tot orice framework de JavaScript are CLI-ului, inclusiv aplicații gen, nu știu, care, dintre care voi folosiți Ghost-ul, sau ați auzit de Ghost, ca și platformă de blogging. CMS. Pe CMS, pe principiu, cam toate au un CLI genul ăsta, care este foarte activ și foarte util. Adică nu mai stai tu să te apuci, să instalezi, nu știu cât asta se instalați pe Linux, pachete, vedeți ce acolo, în care n-ai CLI și trebuie să te apuci să cauți informații. Da. Ca și principiu, o să vedeți mai târziu că și la aplicațiile hibride cam e la fel, tot așa. Trebuie să instalezi partea de iOS, dacă vrei să dezvolți pentru iOS, sau partea de Android. Dar asta e în funcție de cerințele aplicației în sine. Ca de fiecare dată, vă recomand să intrați pe documentația oficială de la prima dată și prima dată intrați pe documentația oficială de la fiecare framework din ăsta. Și la progrese bă, mi-ar să la Mozilla. Ce să ne mergem aici? Expo. Cum? Expo. Da. Procesul de inițializare e foarte simplu. Deci dacă te uiți, arătați un pic în CLI-ul de la fiecare framework, o să vedeți că ei pun la dispoziție boilerplate. Din astea, prin care te ajută să pui bazele aplicații și în funcție de ce ți-ai instalat, dacă ți-ai instalat pentru versiunea, dacă ți-ai instalat și pentru iOS și pentru Android, o să-ți creeze automat foldere și la aplicațiile hibride exact același lucru valabil, își generează el niște foldere în care practic codul necompilat, am putea spune. Deci acolo, dacă vrei să mai faci cu modificare, nu e indicat să faci chestia asta, pentru că s-ar putea să dai niște erori foarte urâte. Eu, cel puțin la aplicațiile hibride, când am lucrat la un moment dat pe un proiect, am dat de niște erori la iOS, de-aia am crezut că n-am mai ieșit din ele două săptămâni. De aia zic, deci mai bine să le lăsați așa cum îți generam. Pe tip care trebuie să-ți bagi nașul din experiență. Da, în unele cazuri, pentru că ai modulele. Ușor să te rezolvă, dar majoritatea gândirilor încă trebuie să lești tu de mână. Da. Am observat chestia asta. Și da. Da. Am observat chestia asta că e... Păi, de exemplu, am o versiune mai veche la un proiect și cumva React-ul și-a făcut update mai nou, depinde de React de multe versiune și da, pe versiunea de Expo nu funcționează tot, știi? Și atunci, pe test vreau să fac un hack, că da, ești acolo, mi-am pus să îl iau să suprascriu pe acel modul, să suprascriu pentru când fac development, să suprascriu versiunea de Swift pentru iOS ca să meargă, altfel nu merge, nu se buildește React Native și chestii pe iOS. Dar nu pot să schimb totul, pentru că, na, trebuie să spărăm tot atât de casă. Și atunci, mai degrabă, când reinstalez tot modul, trebuie să spărăm de mână și erori. Și cum funcționează, de exemplu, upgrade-urile la React Native? Când treci de la versiune la alta, să zicem. Se afectează în... Nu e simplu dacă n-ai breaking changes. Dacă ai breaking changes, scala absolut orice de prietenul. Da, îți dă de la versiune la versiune, știi? Ca și în Angular. Da. Și uite la timp, mai zic dacă ai o ultima versiune, e super mișto, simplu. Vreau să zic, tu așa, cam cât de des faceți update-ul cu pachete? Adică vă feriți sau vi se pare... În general, citeți în ferim. Adică țineți fixă versiunea, nu niciodată. Numai dacă avem nevoie de niște chestii mai multe făcute și ai nevoie. Voi. Da, am încercat să fac un upgrade la aplicația de Angular pe 1.3 și am stat o săptămână și am renunțat în final. Era dezastru ce era. Am încercat de Angular 5 și am zis, n-am pus niciodată la 7. Da, nu. Nu. Și vorbim de JavaScript. Da, exact. De Swift sau în... Exact, exact. Deci acolo... API, compatibilities în Blame, și mult mai complicată situația. Când te schimbați versiunea de Android cu Vue, automat îți strică build-ul și trebuie să vezi grad-ul și acolo și începe lor, că nu mai corect versiunea. Vezi ca o să... De ce nu mai merge versiunea? Observa că și în IntelliJ se întâmplă exact același lucru. Deci... Și pe examenul studiu același lucru se întâmplă. Și dacă făceau cineva update și ideea lui, dacă făceau, ideea lui, stresul... Au de o feriteroare, da. Acolo nu. Deci era... Ține de din noiembrie până
în ianuarie, în februarie, nu fai două versiuni, aia nouă și aia din preview. Mi s-a cam zis că portez la pescat cu asta. Asta nu e ok, deloc. Deci, așa să ceau, ca să nu o puțin. O să lucrează într-un an de o ieșită, adică, nu știu cât, două săptămâni, o fost blocată, aplicație, nu se mai poate putea așa ceva. Așa să ziceam, nu facea o misură. Și când mă deșine să răspund? Nu, asta nu, nu e aplicația mea. Asta ajunge, așa. Trebuie să zică, da, dacă mă gândesc, ajunge. Am propus chestiile astea, dar nu... Și idei proaste de culoare am decis la prezentarea asta, nu s-a dat foarte bine. E un exemplu de componentă, React Native, care până la urmă urme este React 6, să fii serios. Adică ai un modul în care, de fapt, e o abstractizare a OP, să zice, că în JavaScript nu putem numi că avem încă OP. Eu sunt venit. Am făcut și asta. Am avut acest proiect de Anchor 2 înainte și apoi am ajuns pe React. Și scris prost. Am făcut un render și chestii, dar nu. Dar am zis și exact, de ce v-a surpriză cu asta? În mod voice. Nu poți să schimbi fără JSX. În cazul în care nu vedeți până aici, deci aici este partea de, să zicem, HTML, să zicem așa, și mai jos definim style și tu. În teoretic, în același fișier, din ce știu eu, pot fi spart. Pot fi spart. Da, le spargi. Style-ul lejer, style-ul în post, când ai. Da, ăla e ca acolo să definești sans-ul și ok. Ai style-ul cu components? JSX. Da. Și ai un tag literal, un tag într-un string, adică ăla e CSS. Era. Da, nu o să poți să trec de chestia asta niciodată, îmi pare. Te crede, te obișnuiești. Da, e o chestie de obișnuiță, da, da. Confes. Da, sunt separation of concerns principal. Exact, corect. Deci designerul nu o să vizualizeze așa ceva, trebuie să-i dai un template, îți face, ți-l aranjează și pe urmă tu să extragi GSX din. E mult mai o problemă. Depinde, am luat un proiect, am preluat un proiect de frontend, dar avea niște componente kilometri. Și aveau o pagină și aveau toate, măcar. Hai, măcar niște componente și le folosești, dar nu era tot acolo. Tot! E horror! Cine a scris ăla, că zic că singură pe care l-am să mă fișe. Asta e greu, da. Aia îți trece. Așa, revenim tot la React. Navigarea. Navigarea e un aspect foarte important în aplicații. Sper că sunteți de acord cu mine, inclusiv în aplicațiile hibride și cele native. În cele native e totul foarte fluid. Cum funcționează navigarea. Dar, din ce știu eu, React este destul de... React nu e cum o navigești complicat. Or, se pare mai standardizat decât Android. Android e primul. Păi da, dar ajuns la versiunea 4 când s-a hotărât. La ce? Vreți de pe rută. Da. Da. Funcționează ok. Era ok. Acum foarte... Comparativ cu un web, React n-ai efectiv în curele. Să definești rutele la fel, dar nu sunt rău. Da. De-aia zic că chestia asta cu routing-ul e destul de, din câte știu eu, destul de... Depinde cu ce compari. Depinde, da, exact. Depinde de unde vii, asta e unul la mână. Și că, na, ce aplicație electric, o să vedem un pic mai încolo, că acolo sunt destul de problematice unele chestii cu chestia asta, cu rutarea. La fel, din ce știu eu, chestia cu promisurile, navigarea și dacă te folosești de promisuri, destul de hit, un pic. Îți dă niște bătăi de cap. Nu, mai. Se pare. Ați folosit promisuri? Depinde din orice trebuie, dai, faci singur. Mie mi se pare foarte stabil și o simplu. Am fost la un moment dat de la versiunea 3 sau 2, nu știu, un major version. Acolo a fost greu cu update. Dar funcționa bine și mai. Au scos la un moment dat suportul de
Reddit și a trebuit extras și aia a fost singura chestie complicată. Poate depinde și de poate depinde și de aplicare în sine. Cât de complicată e navigarea în aplicația respectivă. Știți cu suportul Windows, nu te e navigation. Ah, ok. Da. Chestiile de state. Asta e foarte important la chestiile de la React Native. Nu prea de acord nici eu acum, dacă stau să mă gândesc cu prima linie. Nu sunt chiar așa de tricky. Dacă ai înțeles de prima cum funcționează state-ul în React, o să poți să o aplici foarte ușor ulterior. Și în React Native. Deci e o chestie, general, dacă ai învățat o dată bine și corect, atunci poți să o aplici ușor peste tot. La fel și asta cu relațiile. În funcție de cât de bine ai învățat relaționarea în React. Că dacă ai învățat-o de la bun început corect, atunci e în regulă. Nu știu dacă ați urmărit prezentarea lui colegul Tanisla de acolo din spate, dar vă recomand să citiți, să treceți așa rapid un pic peste prezentarea lui, în care a vorbit despre React. Multe, de fapt, toate chestiile, toate aspectele astea care le-a prezentat el atunci, se aplică și la React Native, pentru că e practic același lucru. Da. Doar că este un layer de nativ. Widget-urile sunt controlele native, dincolo sunt elemente două. Exact. Corect. Asta e singura diferență, nu-i nicio așa. Un avantaj la aplicațiile React Native e, ai chestiile specifice platformei. În cazul Android ai App Bar-ul, ai iOS Navigation-ul, componentele text, keyboard-aware layouts, deci are mulțime de avantaje, pentru că el se compilează